بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بوتا بوت بوتا دا بتمن. Salutare și bine venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi este joi, deci este vorba despre premiile de la Weekend League. Am reușit doar, după cum știți, un silver 1 weekendul trecut, pentru că nu am reușit să mă trezesc luni dimineață. Am rămas cu 12 victorii și cu 11 meciuri nejucate. 11, da. Puteam lejer să fac gold 3, gold 2. Cu puțină atenție și atitudine pe teren puteam să fac din nou gold 1, dar așa s-a nimerit cu timpul. Hai să vedem ce Team of the Week avem săptămâna asta. Este un Team of the Week destul de ofertant, cu Lautaro Martinez la 87 pace, care se duce undeva în 300.000 pe market, cu un Salah de 92 la 1.100.000 pe market, 95 pace, 4 cu 3 weak foot, îl strică weak foot-ul ăla. 89 shooting, are undeva la 94 finishing, arată bine, însă din păcate cu dreptul nu pot șuta. Un Milinkovic Savic de 88 la 100 și ceva de mii. Un Cancelo destul de bun, Cancelo cu 90 pace, cu un Shadow îl duci în 99, 4 skill moves, 3 weak foot, high medium la vreun 200.000. Un Chiellini cu 68 pace, ce-i drept, ceea ce îl face aproape de nefolosit, undeva la 80, 75, 80.000 pe market în momentul acesta. Nu avem portar, avem bunul ăsta, îl avem pe bunul de la Sevilla, un preț de discard. Mai avem Debussy, 74 pace, aproape discard. Avem din nou Andre la vreo 17.000, un Mkhitaryan la 20, poate 25.000, nu arată chiar rău, și l-avem din nou pe Suchek la 40.000. Un card care începe să devină din ce în ce mai bun pe modul inform, cred că e al doilea sau al treilea, nu știu dacă e SIF sau third inform, însă arată bine acolo cu 75 pace. Nu știu cât de agil poate să fie pe teren. Are un composure bun pentru CDM, trebuie și un def awareness, are def awareness de 86. Pare să fie ok. Strength 88, stamina 98. Asta este bine. Îl avem pe Wilson de la Newcastle și el la vreun 20.000 și îl avem și pe Bamford de la Leeds de 82, undeva la 12.000, aproape de discard. În rest, nu merită să fie menționați ceilalți. Mergem să luăm premiile. Cred că la Division Rivals am rămas rank 1, cel mai probabil. 2 Prime Gold Player Spec, 2 Rare Player Spec și 2 Mega Pack-uri și am să mă duc pe Untradeable, că avem mai multe pack-uri, dacă tot nu avem multe pick-uri. Da, rank 1, cred că în divizia 4 sau 5, nu știu, în divizia 4. Iar la Food Champions, cum ziceam, Silver 1, mare rank, aia e doar un pic să vedem. Silver Chiellini, ok. Silver 3, 88 rating, Chiellini, na, e bine, ce pot să zic, nu mă pot supăra pentru un Silver 1, scuze, Silver 1, 88 rating, decent, nu puteam să trag speranțe chiar la Salah, na. Hai să mergem să luăm pack-urile, începem cu un Prime Gold Player Spec, poate reușim să prindem ceva din aceste pachetele. Nu avem walkout în primul pachet, avem totuși un board, Odegaard, ok, este cardul de la Real Madrid, nu este încă făcut update-ul cu cardul de la Arsenal. Mergem pe un Jumbo Premium Gold Players, să vedem aici, poate, nu este walkout nici aici, este totuși un board down, nu este board down, super.
Lazari și Traore. Hai cu rar plan spec, am vrut să zic hai cu mega pack-ul, dar am ratat. Este walkout, ok, walkout. Spania, CB. Avem pe Sergio Ramos și te rog să nu fie untradeable. Îl am deja untradeable, te rog să nu fie untradeable, așa-i? Yes. N-am ce să-i fac, din păcate. O să trebuiască să fac un SBC la un moment dat, nu știu încă ce. Poate fac pe Rooney, poate. Și îl bag pe Ramos la Rooney, dacă mai e available. We'll see. Știți că se pot recupera jucătorii, există, poți să intri pe companion și îți dai recover la jucătorii la care i-ai dat cu XL. Și da, o să vedem ce SBC o să facem ca să putem recupera pe Ramos. Mai avem un Prime Gold Player Spec. Hai, dăm și un walkout care să nu fie duplicate, untradeable, dacă se poate. Bă, măcar nu-mi dai walkout direct și da, nu mă amăgește, ai o chestie. Suso, bine, super, blană. Bun, hai cu mega pack-ul. Mai avem 2 mega pack-uri și un rar player spec. Hai cu walkout, hai dă-mi walkout. Bă, nu mai vrea mega pack-ul ăsta să dea walkout-uri. Avem totuși un Germania, goalkeeper de la Arsenal, avem pe Leno de 85, ok, decent, I cannot complain. Și Semedo de la Wolves, ok, nu-i chiar atât de rău. Luăm rar player spec-ul, să terminăm cu mega pack-ul. Hai să vedem de aici, vine, nu vine. Yes, Conmebol, excelent, aș putea spune. Și ultimul pachet pe această dimineață, hai cu mega pack-ul, hai cu un walkout, te rog eu frumos, nu mă ascultă, dacă nu vrea, nu am ce să-i fac. Jonathan Vieira, excelent. Îmi pare rău, atât a fost pentru astăzi, avem un walkout. Quick sell, excelent, absolut minunat. Am fost un pro player, mă, ce să mai. Să nu fii în stare să te trezești. Excelent. Să nu fii în stare să joci toate meciurile. Time management. Nu uitați, pe mine mă puteți găsi pe Instagram. Pun lucruri foarte deștepte acolo și de interes. Și pe Facebook, și pe Discord, și pe Snapchat, și pe cred că orice platformă de socializare pe care o știi și pe care nu o știu. Dar pe Instagram, du-te pe Instagram, dă-mi acolo un follow. Like, subscribe, butoanele mai jos și nu uita, până data viitoare, joacă FIFA, că nu vrei să fiu eu mai bun decât tine. Te-am pupat, ciao! Bătămen, da tu ești bătămen. Bătămen, da tu ești bătămen. Bătămen, da tu ești bătămen. Bătă. But da, but amen.